Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un autobuz care se îndrepta spre Nisporeni a luat foc din mers. În autocar se aflau 45 de pasageri, care însă nu au avut de suferit. Din ce cauză ar fi pornit flăcările, vă spunem la știri. Covorul de flori care a sărăcit bugetul municipal cu aproape 2 milioane de lei se mută în alte sectoare ale capitalei. Autoritățile spun că florile ofilite, estimate la aproape 300 de mii de lei, vor fi readuse la viață. Vesterea pentru avocata Ana Ursachi. Curtea de apel a menținut decizia primei instanțe, care a hotărât să fie cercetată în arest. Reacția avocatei imediat la știri. Un bărbat care ar fi venit în Moldova din Kazahstan pentru a iniția afaceri cu droguri a fost reținut, iar mai apoi expulzat din țară. Acesta are statut de hoț în lege, spun procurorii. Simțit sau nu, dar în Chișinău au fost reparați în jur de 10.000 de metri pătrați de drum, din totalul celor 450.000 care urmează să fie reabilitați. Anunțul a fost făcut astăzi de către șeful interimar al Direcției Transport, care a mai precizat că pentru aceste reparații s-au cheltuit aproape 3 milioane de lei. De cealaltă parte, șoferii spun că gropile au fost acoperite necalitativ. În ultimele două săptămâni în capitală au fost acoperite gropile de pe străzile Socoleni, Doina, Calea Moșilor, Ceucari și de pe Bulevardul Moscovei. Am decis să testăm și noi cât de calitative au fost efectuate lucrările. Ne aflăm pe strada Socoleni din Chișinău, care recent a fost reparată. Chiar dacă gropile au fost acoperite, șoferii se plâng de calitatea proastă a reparațiilor, lucru ce afectează starea tehnică a automobilelor. Pe Socoleni au fost reparați 725 de metri pătrați, în timp ce pe strada Doina 1108 metri pătrați. Șoferii spun că aceste reparații sunt superficiale și oricum își distrug mașinile dând cu ele prin gropi. Cum îți par reparațiile? Temporară. Nu-i calitativ lucrul făcut. Găurile nu le-au făcut calitativ. Au lipit așa deasupra câțioleacă de unde și unde și gata. Pe Albișoara, pe acolo, sunt de jumătate de metru. 3 sunt de jumătate de metru, acolo îți dăm de o lună zile. Ничего не видел. Ужасы, дороги. Лишние растраты. Как бы мог потратить их на семью, а так получается трачу на ремонт машины. Nici pietonii nu prea au simțit că nu mai sunt gropi pe străzi. Как бы не заметили, что сделано. Плохие машины портятся по этим дорогам. А так, конечно, я много взял. Пешеходов так вообще. Вот как можно женщине идти на каблуках? Я когда иду, я только вот так смотрю, чтобы нога куда-то не попала. Даже без каблуков. Хорошая дорога, как дорога хорошая. La Ciocana, Buiucan și Botanica s-a lucrat pe străzile Meșterul Manole, Calea Ieșilor, Alba Iulia și bulevardele Mircea cel Bătrân și Dacia. Dar și aici nu au fost acoperite toate gropile. Primarul interimar Silvia Radu a menționat că de săptămâna viitoare continuă reabilitarea străzilor și în alte regiuni ale capitalei. Totodată, astăzi încep și lucrările de aplicare a marcajului rutier, suprafața totală a acestuia fiind de 20.000 de metri pătrați. Anul acesta vom aplica vopsea. Am solicitat și am cerut încă de sarcini să fie livrată vopsea care are maximum 60.000 de treceri. Peste ea, este pentru prima dată când vom aplica marcaj vopsea de asemenea calitate. Nu este mult mai scump, practic ne încadrăm în prețurile anului precedent. Amenajarea tuturor trecerilor va dura până la mijlocul lunii iunie, iar pentru asta din bugetul municipal se vor cheltui 6 milioane de lei. În acest an, pentru reparația străzilor din Chișinău, în buget au fost prevăzute 125 de milioane de lei. Intoxicații masă de Paștele Blajinilor, peste 30 de persoane, între care și un copil de 2 ani, au ajuns la spital după ce au mâncat produse alterate. Este vorba de două cazuri, unul înregistrat la Cahul și altul în raionul Comrat. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cazul de intoxicație din raionul Cahul a avut loc în urma unei petreceri organizate în aer liber, la care au participat 26 de persoane. În rezultat, 14 dintre aceștia, între care și un copil de 2 ani, au ajuns la spital. La moment, 3 maturi și copilași sunt internați în secție boli infecțioase. Trebuie să sunt acasă. Starea pacienților internați în spital este stabilă.
Al doilea caz a avut loc în raionul Comrat, unde au fost internate 19 persoane. Conform investigațiilor prealabile, intoxicația a fost provocată de consumul alimentelor preparate cu două zile mai devreme de Paștele Blajinilor. În aceste cazuri a fost deschisă o anchetă epidemiologică. Probele prelevate urmează a fi examinate în condiții de laborator. Rezoluția Congresului American care susține asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și cere Federației Ruse să-și retragă trupele din regiunea transnistreană are suport pentru votare. Anunțul a fost făcut la întâlnirea președintelui Parlamentului Andrian Candu cu grupul de prietenie din Camera Reprezentanților a Congresului SUA. Acum două luni, Congresul American a înregistrat o rezoluție în care susține lupta Republicii Moldova cu acțiunile de dezinformare a unor state în mass media națională. În document se face îndemn către conducerea Federației Ruse să-și retragă trupele și munițiile de pe teritoriul Moldovei, să se abțină de la amenințări economice, dar și să înceteze orice acțiuni care susțin mișcările separatiste de pe teritoriul țării noastre. Documentul mai stipulează că Statele Unite susțin procesul de reintegrare pe cale pașnică a regiunii din stânga Nistrului, oferindu-i acesteia statut special în cadrul țării. Un autobuz plin cu pasageri a luat foc în această dimineață. În autocarul ce efectua cursa Mileș-Nisporen se aflau 45 de oameni, scrie presa locală. Incidentul a avut loc în jurul orei 7:30, iar flăcările ar fi pornit de la sistemul de frânare al autobuzului. Focul a afectat doar cauciucurile, astfel că șoferul și toți pasagerii au reușit să iasă în siguranță. Imediat la fața locului a sosit un echipaj de pompieri din Nisporen care a lichidat incendiul, fără ca flăcările să se extindă în interiorul autobuzului. Silvia Radu se laudă pe sine. Primarul interimar a vorbit de bine covorul de flori instalat zilele trecute în centrul Chișinăului la propria sa inițiativă. Radu susține că ar fi primit o mulțime de mesaje încurajatoare din străinătate. Astăzi, cei de la Spații Verzi au început mutarea florilor care au format covorul. Plantele, inclusiv cele ofilite, urmează să ajungă în mai multe sectoare din municipiul Chișinău. Responsabilii de la Spații Verzi au anunțat că florile vor fi scoase din ghiveciuri și plantate în cele două grădini publice, Ștefan cel Mare și Sfânt, și în grădina Catedralei, iar vreo 60.000 de exemplare vor fi răsădite în rondoanele cu flori din sectoarele administrative. Deși o parte din viole s-au ofilit, cei de la Spații Verzi dau asigurări că vor fi reabilitate. Nu s-a ofilit așa cum se speculează și cum se zice. E și natural, cel puțin 10-15% din plante să se ofilească, dar fiți liniștiți, vor fi reabilitate în măsura posibilităților. Florile care s-au vestejit costă aproximativ 285.000 de lei. Totodată, primarul interimar susține că producătorul de flori este unul străin. Din Olanda, desigur, Olanda este producătorul de flori cunoscut în întreaga lume. Costul unei flori a fost în jur de 11 lei și v-am zis, comparativ cu prețurile din Republica Moldova, acest preț este de 15 lei pentru o floare. De asemenea, Radu a precizat că negociază cu guvernul crearea unei sere cu flori pentru a fi plantate prin oraș în fiecare primăvară. Negociem cu Guvernul Republicii Moldova să preluăm o seră de flori pentru spațiile verzi, așa încât să încercăm să producem aceste flori în Republica Moldova și de ce să nu le vindem și noi. Cei de la Spații Verzi susțin că în timpul licitațiilor nicio companie nu și-a prezentat oferta în termenii stabiliți și că mai târziu o singură firmă și-a propus serviciile pentru a livra florile. Când am anunțat repetat și pe data de 5 aprilie s-a prezentat un agent economic, un potențial agent economic care avea posibilitate financiară, fiindcă până în prezent noi nu am achitat aceste plante, urmează să le achităm, s-a prezentat și a binevoit să aducă acest lot de plante din străinătate. Totuși, pe site-ul de achiziții publice există o altă informație. Acolo se menționează că ar fi fost vorba de 4 companii, nu de una. Inițial, Silvia Radu spunea că acest covor compus din viole a costat 1.800.000 de lei, iar responsabilii de la Spații Verzi au precizat că prețul este de fapt 1.983.000 de lei. Moldoveanul găsit împușcat acum câteva zile într-un câmp din România ar fi un contrabandist de țigări, spun procurorii români, iar cel care l-a atacat este un complice de-al lui. Ambii făceau trafic de țigări din anul 2017. Între timp, atacatorul a fost arestat și risca ani grei de pușcărie, fiind cercetat pentru mai multe infracțiuni.
Vadim Malogolovenko, în vârstă de 31 de ani, este un moldovean stabilit în Odessa. Cu tânărul suspectat că l-ar fi atacat, se cunosc de mai mulți ani pentru că ar fi făcut contrabandă cu țigări. Procurorii români spun că incidentul dintre cei doi s-a întâmplat în timp ce se întorceau din Ungaria. Cei doi se cunoșteau și că în perioada anilor 2017-2018 au fost implicați în traficul de țigări de contrabandă. La ieșirea din localitatea Cepar spre satul Tărpiu, cei doi au oprit autovehiculul în care se aflau, intrând la un imobil în construcție. La ieșirea din autovehicul, inculpatul a luat asupra sa arma cu amortizor și în momentul în care victima a intrat în imobil, inculpatul a și executat focuri de armă asupra sa. Presupusul atacator a fost reținut la 180 de kilometri distanță de la locul infracțiunii. Acesta este Filioglio Maxim, are vârsta de 40 de ani și este domiciliat în Chișinău. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile și riscă cel puțin 15 ani de pușcărie. Victima a supraviețuit atacului datorită unui agricultor care l-a găsit în câmp, iar acum se află la spital. Incendiul devastator din centrul comercial Zimnia Vișnea a fost provocat de un scurt circuit. Este concluzia preliminară anunțată de Ministerul Rus al situațiilor excepționale. Responsabilii suspectează că scurt circuitul s-a produs din cauza supraîncărcării unui cablu ce alimenta o lampă. Scânteile s-au împrăștiat rapid pe terenul de joacă destinat copiilor, transformând totul în scrum. Cei de la situații excepționale au mai precizat că o concluzie finală urmează a fi anunțată de Comitetul de Anchetă al Rusiei, cea de bază fiind totuși versiunea scurcircuitului produs la cablul unei lămpi. Între timp, pe un site rusesc au apărut înregistrări cu apelurile făcute de oameni la 112 în momentul în care în centrul comercial a izbucnit incendiul. Toți cereau ajutor și rugau dispecerii să ajungă mai rapid pentru a-i salva pe cei care nu aveau cu ce respira. Operator 112. Мы горим, Зимняя Вишня, пожарные подъезжают. Есть такие звонки, ожидайте. Пожарные подъезжают. Скажите, горит все здание или только этаж? На этаже у вас, на четвертом этаже. Что говорить? Мы уже 20 минут здесь умираем. Здесь дети маленькие. Люди туда уже выехали, все службы реагируют, все туда поехали. У меня там они не могут выйти, там там полное задымление, они на полу лежат. Успокойтесь, женщина, там пожарные следуют, службы спасения тоже следуют, эвакуация будет. Ребята, ну мы погибнем здесь, ну что вы делаете-то? Сейчас все уже выехали, там не одна бригада скорой помощи приехала, все уже на месте там. Сейчас вас освободят. Сколько времени ждать? Уже все на месте, сейчас вас освободят. Aceste înregistrări arată că salvatorii au ajuns târziu la locul tragediei, în condițiile în care nici după 20 de minute oamenii nu i-au văzut să intervină, fiind nevoiți să sune disperați la 112. În tragicul incendiu și-au pierdut viața 64 de oameni, dintre care 41 sunt copii. Aceștia au rămas blocați într-o sală de cinema unde s-au sufocat și au ars practic în totalitate, corpurile lor fiind găsite mult mai târziu. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal, în cadrul căruia au fost arestate câteva persoane, între care directorul tehnic al centrului comercial și administratoarea clădirii. Totodată, rudelor celor care și-au pierdut viața li s-a comunicat că vor fi trași la răspundere și funcționarii publici, dar fără a li se oferi nume sau funcțiile deținute de aceștia. În 2016, aceștia nu ar fi permis pompierilor să verifice clădirea. Avocata Ana Ursachi trebuie plasată în arest. Hotărârea Curții de Apel a menținut astfel decizia primei instanțe, care la sfârșitul lunii martie a emis un mandat de arestare pe numele ei. În condițiile în care Ursachi nu se află în țară, procurorii trebuie să decidă dacă o vor anunța sau nu în căutare internațională. Respingi care vă dat recursurile depuse de către avocații Rusanovski Iulia și Lebedinski Mihail în interesul Ani Ursachi și menține fără modificări închirieri de către Chișinău sediul centru de 29 martie 2018. Decizia este revocabilă. După ședință, atât avocații cât și procurorul nu au vrut să ofere comentarii. Acuzatorul a menționat doar că urmează să decide dacă va cere ca Ana Ursachi să fie anunțată în căutare internațională. Acesta vrea mai întâi să studieze hotărârea integrală a Curții de Apel. Pe de altă parte, Ana Ursachi a declarat pentru TV8 că se aștepta la o asemenea decizie și că în prezent se pregătește să-și apere drepturile la CEDO. De la ședința de azi nu mă așteptam nimic, cu excepția înregistrării audio și a procesului verbal al ședinței, care, de rând cu toate actele acumulate în acest dosar, mă vor ajuta să merg în sfârșit la CEDU.
Ana Ursache s-a pomenit cu un dosar penal la sfârșitul anului 2016, asta după ce procurorii au reluat urmăria într-o cauză pornită în 1997, în care era suspectată de complicitate la un omor. Avocata respinge toate acuzațiile și spune că dosarul este fabricat din cauza implicării sale în mai multe dosare de rezonanță. În prezent, Ana Ursache se află într-o țară din Europa. Continuă să plouă cu promisiuni electorale socialiste în plină campanie pentru primăria capitalei. Candidatul PSRM Ion Ceban promite că dacă va ajunge în fotoliul lui de primar, instituția va fi cu mult mai deschisă. Socialistul mai spune că va introduce un ghișeu unic, va digitaliza arhiva primăriei și va traduce toate documentele în rusă. Все нормативные документы примарии и притур, помимо государственного языка, также будут переведены на русский язык. Iar unele proiecte, în special cele legate de turism, ar urma să fie traduse în engleză pentru a fi accesibile și străinilor. Nu a putut spune însă cât ar putea costa bugetul municipal asemenea servicii. Este mai puțin decât 2 milioane de lei aruncat pe niște flori ofilite. Ion Ceban mai vrea să revizuiască funcționalitatea site-ului primăriei. A evitat să spună însă dacă va urma exemplul lui Igor Dodon, care, după ce a fost ales șeful statului, a schimbat denumirea limbii de pe site-ul președinției din română în moldovenească. Haideți să nu revenim la acest subiect. Eu am zis că este important să adăugăm acolo limba rusă și limba engleză. În lista cu promisiunile socialistului se mai regăsește și crearea unui ghișeu unic, iar documentele din arhiva instituției ar urma să fie disponibile în variantă electronică. Pe lângă Ion Ceban, în cursa electorală s-au înregistrat Valeriu Munteanu de la PL, Andrei Năstase, înaintat de PPDA, PAS și PLDM, Vasile Costiuc din partea Partidului Democrației Acasă, Alexandru Roșco de la Casa Noastră Moldova, Regina Apostolova, candidat din partea Partidului Șor, și Victor Stretilă de la Partidul Verde Ecologist, de asemenea și Constantin Cotreanu de la Partidul Unității Naționale, și-a exprimat intenția de a candida pentru funcția de primar general. Un așa zis hoț în lege din Kazahstan a fost prins la Chișinău. Anunțul a fost făcut de procurori, care precizează că acesta ar fi venit în Moldova pentru a se întâlni cu lideri criminali de aici, iar împreună urmau să inițieze o afacere cu droguri. Bărbatul și bodyguardul său au fost expulzați din țară. Individul în vârstă de 60 de ani ar avea statutul de hoț în lege în Kazahstan, fiind cunoscut drept Leoša Semipalatinski. Potrivit informațiilor oferite de procuratură, la Chișinău acesta urma să discute cu reprezentanții lumii interlope despre organizarea unui canal de transportare a drogurilor din Kazahstan în Europa, Moldova urmând a fi o țară de tranziție. Planurile sale au fost date peste cap, însă după ce despre intențiile sale au aflat oamenii legii. Ваше имя в криминальном мире? Лёха Семипалатинский. Вы являетесь вором в законе? Да. Aceștia l-au reținut, iar mai apoi l-au expulzat din țară împreună cu paza sa de corp. Cei doi au interdicția de a mai intra în Moldova în următorii 15 ani. Locuința folosită de cei doi a fost percheziționată de procurori, care au depistat $6,000, 3 telefoane mobile și mai multe cartele SIM naționale și internaționale. În vara anului 2017, Semipalatinski a fost expulzat și de pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile au plasat atunci pe Facebook și un filmuleț cu așa zisul hoț în lege. Чем занимались на территории Украины? Ну, у меня личные дела, я книгу заказывал. Presa de la Kiev a scris că Semipalatinski a fost expulzat din Ucraina pentru că ar fi încercat să destabilizeze situația din țară. După ce guvernarea a spus ferm că nu va reveni la fostul sistem de vot, Comisia Electorală Centrală a dat startul unei campanii de informare a populației. A început cu aeroportul din Chișinău, unde mai mulți voluntari au împărțit oamenilor pliante despre sistemul de vot mixt. O mare parte dintre aceștia au recunoscut că n-au nici cea mai vagă idee cum își vor alege deputații în baza noului sistem. Democrația contează este sloganul campaniei noastre de informare și educare a legătorilor.
Campania a început la aeroportul internațional Chișinău, unde mai mulți voluntari au distribuit pliante cu date informative privind noul sistem electoral. Unii nici nu au tras cu ochiul peste foițele primite, iar alții au spus că nu cunosc ce presupune sistemul de vot mixt. Eu încă n-am intrat esenț. Noi avem alte chestii, nu avem când ne informa, dar acum stăm și o să vedem. Până în toamnă, până vor fi alegeri, vom face cunoștință. Vai de mine, e plin așa capul, știu de acum tot. Adică sunt cealaltă care l-a născut Plăhătniuc și cu Dodon ca să ocupie puterea în țară. Un candidat o să fie din partea partidului, dar un candidat din partea regională, oamenilor, da. Moldovenii aflați peste hotare spun totuși că vor ca vocea lor să fie auzită, iar 3 circumscripții pentru diasporă din totalul de 51 este prea puțin. Fiind în Rusia, nu am mai putut vota din lipsă de buletine, foarte puține puncte deschise pentru a vota. Pentru că pașapoartele a noastre moldovenești albastre erau trecut termenul și nu ni s-a dat voie ca să votăm, da. Ulterior, aceleași pliante vor fi împărțite oamenilor la ieșirea din țară de către polițiști de frontieră. În cadrul campaniei, care se va desfășura până la alegerile parlamentare, urmează să fie organizate mai multe evenimente informative cu suportul financiar al partenerilor externi. În vara anului 2017, sistemul de vot mixt a fost aprobat de către deputații democrați, populari europeni și socialiști, ignorând recomandările Comisiei de la Veneția. La doar 4 ore de la votarea în Parlament, Igor Dodon a promulgat deja noua lege. Prin urmare, 50 de deputați vor fi aleși ca la alegerile precedente în baza listelor de partid, iar alți 51 vor fi votați în circumscripții uninominale. 11 circumscripții se vor regăsi în Chișinău, 2 în stânga Nistrului și alte 3 revin diasporei, una la est de Moldova, alta la vest și a treia pentru Statele Unite și Canada. Expertul energetic Sergiu Tofilat spune că se gândește la posibilitatea de a fi înregistrat din partea unui partid politic, renunțând astfel la intenția de a fi candidat independent. Asta dacă nu va reuși să adune semnăturile până joi, când este data limită. Можно обойти процесс сбора подписей, если тебя выдвигает какая-то партия. Да, и желательно, чтобы это была какая-то неизвестная партия и не запачканная. Было несколько предложений, мы встречаемся, обсуждаем. Anterior, activista Maia Laguta a anunțat că se retrage din cursă pentru că nu reușește să adune cele 10.000 de semnături necesare pentru înregistrare. Între timp, primarul interimar Silvia Radu, care de asemenea vrea să fie candidat independent, și-a instalat mai multe corturi prin oraș pentru a aduna semnături. Radu nu ne-a spus deocamdată câte a reușit să adune până acum. O mașină a fost distrusă de flăcări noaptea trecută. Incendiul a avut loc pe strada Petru Zadnipru din capitală în jurul orei 3:30. Pompierii au intervenit și au stins incendiul. La fața locului au venit și polițiștii pentru a investiga cauza izbucnirii flăcărilor. Primele cercetări arată că focul ar fi pornit din interiorul automobilului, fiind vorba cel mai probabil de un scurt circuit. Potrivit serviciului de pompieri, flăcările au distrus în jur de 30% din mașină. Nu au fost găsite semne de incendiere intenționată. În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 50 de situații de risc. Proteste de amploare în Armenia față de menținerea la putere a fostului președinte, care astăzi a preluat deja funcția de premier. Oamenii nu sunt de acord cu votarea acestuia de către parlamentari. Liderii de opoziție vorbesc deja despre o revoluție de catifea. Mai multe persoane au fost reținute, iar câteva zeci au fost rănite. De 5 zile, populația din Erevan protestează față de numirea în funcția de prim-ministru al fostului președinte Serge Sargsyan. După expirarea celui de-al doilea mandat prezidențial, acesta a găsit o nouă modalitate de a deține controlul puterii executive, mutând prerogativele acesteia de la președinte la prim-ministru. Liderii protestelor au proclamat o revoluție de catifea non-violentă, îndemnând protestatarii să blocheze instituțiile de stat și activitatea guvernului. Mii de persoane au demonstrat și în Gyumri, considerat al doilea oraș ca mărime în Armenia. Mai mulți protestatari au fost reținuți, iar circa 50 de persoane, printre care și liderul opoziției, au solicitat asistență medicală. Violențele au izbucnit când demonstranții au fost împiedicați să înainteze spre Parlament. După ce au mărșăluit prin centrul orașului, Parchetul General din Armenia a anunțat deschiderea unei anchete
închete după 5 zile de proteste și incidente violente. Accident teribil în Ucraina, 8 oameni au murit și alți 15 au fost răniți după ce 3 mașini s-au lovit în orașul industrial ucrainean Krivoi Rog. Autoritățile l-au reținut pe șofer care s-ar face vinovat de tragedie. Accidentul a avut loc după ce un automobil de marcă Mazda s-a ciocnit de un microbuz în timpul unei manevre de depășire. Microbuzul a fost aruncat într-un autobuz care transporta circa 25 de angajați ai unei uzine metalurgice. Acesta, la rândul său, s-a izbit într-un copac de pe marginea carosabilului. Mâine, în orașul ucrainean, este anunțată zi de dol. Răzbunare cruntă, un șofer din capitală care parcase mașina în fața blocului, încurcând accesul la containerele de gunoi, a fost taxat într-un mod neobișnuit de către vecini. Bărbatul s-a trezit în această dimineață cu mașina plină cu gunoi, astfel vecinii au decis să-l pedepsească pentru modul cum a parcat, împiedicând accesul la tonveroane. Incidentul a avut loc în curtea unui bloc de pe strada Igor Vieru din capitală. Acesta nu este singurul caz în care cetățenii își varsă furia pe șoferi. Unii s-au pomenit cu pietre pe mașină, iar altor șoferi li s-au lăsat scrisori pe parbriz în care li s-a explicat cu ce au greșit. Imagini despre acest incident găsiți pe tv8.md. Continuăm inundații masive în metroul din New York în urma unor ploi abundente care s-au abătut asupra orașului. Scările de acces în subteran s-au transformat în adevărate cascade. Din cauza volumului mare de apă, sistemul de canalizare nu a mai făcut față, iar metroul a fost inundat. O perdea de apă a apărut pe marginea peronului, iar o cascadă a acoperit scările, oamenii fiind nevoiți să meargă prin șuvoaie. Trenurile au oprit în stațiile afectate de inundații abia după ce a fost remediată problema. Ploile abundente au dat peste cap și traficul din New Jersey, iar în regiunile învecinate, ploile s-au transformat în lapoviță. Conflictul sirian continuă să provoace tensiuni internaționale. Experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice nu au putut investiga presupusul atac chimic produs acum 10 zile, fiind opriți de Rusia și Siria, care au invocat motive de securitate. Totuși, cele două țări promit că mâine experții își pot demara inspecția. Directorul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice a confirmat luni că accesul în orașul sirian Douma a fost blocat pentru misiunea de investigație, iar Siria și Rusia au invocat probleme de securitate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, neagă acuzațiile despre împiedicarea activității inspectorilor și a reamintit că Rusia s-a pronunțat de la început pentru o anchetă imparțială. Experții ruși au confirmat faptul că drumurile trebuie deminate și au asigurat că sosirea experților la Douma este preconizată pentru miercuri. Și Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei s-a pronunțat pe acest subiect. Acesta a emis un comunicat de presă în care condamnă folosirea armelor chimice în orice circunstanțe și susține ideea unei misiuni de anchetă a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice. Conflictul sirian se adâncește în contextul în care, în noaptea de vineri spre sâmbătă, SUA, Franța și Marea Britanie au bombardat centre strategice de cercetare și producere a armelor chimice din Siria. Loviturile vin ca răspuns la presupusul atac chimic petrecut acum 10 zile. Bombardamentul este cea mai extinsă intervenție a puterilor vestice împotriva lui Assad și a aliatului său, Rusia, din cei 7 ani de război civil. Atacul aerian a fost denunțat de Damasc și de aliații săi, inclusiv de președintele rus Vladimir Putin, ca fiind un act ilegal de agresiune care ar afecta semnificativ procesul de pace sirian. Încă un partid și-a anunțat candidatul pentru alegerile locale de la Bălți. Formațiunea lui Ilan Șor l-a înaintat în cursa pe consilierul municipal din Orhei, Pavel Verejan. El spune că va aplica la Bălți experiența din orașul condus de Șor. Alegerile locale anticipate vor avea loc pe 20 mai la Bălți. Partidul nostru l-a înaintat pe Nicolae Grigorișin, dar și pe Elena Grițco, care intenționează să fie candidat independent. Partidul Platforma DA a propus-o pe Arina Spătaru, PSRM pe Alexandru Usat, iar Partidul Unității Naționale l-a înaintat pe Sergiu Burlacu. Vrea să fie candidat independent consilierul municipal Boris Marcoci. În locurile publice din orașele europene va apărea Wi-Fi gratis. Oamenii vor beneficia de internet fără plată în biblioteci, parcuri sau muzee. Acest proiect va fi finanțat de Uniunea Europeană. So we propose today
to equip every European village and every city with free wireless internet access around the main centers of public life by 2020. Proiectul este o inițiativă a Comisiei Europene care își propune să sporească rata de interconectare dintre cetățenii europeni până în anul 2020. 120 de milioane de euro au fost puși deoparte pentru a finanța echipamentele de Wi-Fi ce vor fi oferite gratuit pentru 8.000 de orașe din statele membre ale Uniunii Europene. Municipalitățile pot aplica începând cu mijlocul lunii mai pentru vouchere în valoare de 15.000 de euro, iar fiecare țară participantă va primi cel puțin 15 vouchere. Rețelele de Wi-Fi lansate în cadrul acestui proiect vor fi fără plată, fără publicitate și fără colectarea datelor personale. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iana Stepanenko. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!